România nu suspendă imunizarea cu AstraZeneca. Spania, Germania, Franța, Italia, Cipru și alte țări europene au decis însă suspendarea programului de vaccinare cu acest ser, care a avut cele mai multe reacții adverse grave până în prezent. Cu toate că acest ser a avut foarte multe reacții adverse, țara noastră nu suspendă imunizarea cu vaccinul AstraZeneca. Mai multe țări, cum ar fi Spania, Germania, Franța, Italia, dar și Cipru, nu se vor mai vaccina cu serul dăunător. Însă țara noastră nu ia nicio măsură, ba mai mult, județul Mehedinți a primit doze din lotul care a provocat cele mai multe reacții adverse. O listă tot mai mare de țări din Uniunea Europeană încetează să mai administreze vaccinul AstraZeneca pe fondul îngrijorărilor privind efectele adverse severe. Totodată, România încă nu a luat această decizie. România a primit până acum două loturi de vaccin AstraZeneca, acestea fiind retrase în alte state. Este vorba de ABV-2856 și ABV-5811, ambele oprite de la utilizarea în Italia. Peste 137.000 de doze din aceste loturi au fost administrate pe teritoriul României. Pe celălalt deja au luat măsuri de câteva zile în urmă. Right? Și noi spunem că mâine, până când? Și încă oamenii sunt obligați ca să fie vaccinați. De ce? De ce? Și până când este nevoie să facem tot ce vor ei? Păi România vrea Iohannis cu Orbaș, cu Câțu și cu toți ai lui, ungurii și nemții și care dramă-i sunt, să nenorocească România, să-i omoare de tot de aia. La România se poate, în țările alelalte nu se poate. Numai la Iohannis se poate. Să-i fie rușine neamțului. Înțeles că a murit un om sau o femeie, un inginer a murit, am înțeles. Tot cum a făcut asta, altă Zineca. Sunt de acord să-l scoată, nu sunt de acord cu ce a făcut guvernanță, nu știu. Să-l scoată. Ar trebui să ia măsuri? Da, că și eu trebuie să mă duc pe 20 acum. Vrei da, să teamă? Da, dacă îmi dă la Zineca, nu fac. Campania de vaccin spune că nu există dovezi care să arate că acesta provoacă tromboze sau probleme de circulație.